referi la conferința de presă organizată astăzi în sala de lectură a Colegiului Național Petrobrăș, cu ocazia prezentării unor rezultate de excepție ale elevilor de la Petrobrăș, doi în cadrul campionatelor mondiale de radioamatorism, acolo unde au reprezentat România, împreună cu domnul antrenor lotul național, domnul Gheorghe Barisa. Mulțumim pentru invitație și mulțumim pentru găzduire domnului director Romiciuc. Bună ziua, bine ați venit din nou la Petrobrăș. Conferința aceasta de presă e puțin altfel, în sensul că încercăm să promovăm de data aceasta parteneriatele extrașcolare pe care școala noastră le are prin intermediul elevilor cu diferite instituții de stat din municipiu, în care copiii îndrumați de părinți, ghidați de părinți, reușesc să facă și multe alte lucruri pe care școala la momentul acesta nu le poate oferi. Și discutăm astăzi despre radioamatorism, un hobby care este foarte, foarte bine dezvoltat la noi în municipiu și cu rezultate deosebite obținute de copiii noștri în cadrul competițiilor internaționale. Vorbim de astronomie, o disciplină care nu este în planul cadru, iar eu vă lansez de astăzi o invitație. Peste maxim o lună ne vom întâlni și cu copii care în cadrul clubului de robotică Eu Codez lucrează împreună cu specialiști de acolo și vor reprezenta România la o competiție în Istanbul după ce au fost în Puerto Rico. Așadar, e vorba de componenta extrașcolară și parteneriatul pe care eu înțeleg împreună cu toți colegii mei să-l încurajăm pentru copiii care în timpul liber pot să dezvolte pasiuni, abilități, deprinderi, ce în școală la acest moment nu pot fi parcurse. Vă rog, domnule director. Mulțumim, domnule director, mulțumim pentru întregul sprijin acordat copiilor și mai ales elevilor care doresc să facă activități extrașcolare și cu ocazia aceasta permiteți să vă felicit pentru că aveți în această școală de la radioamatorism doi copii care au fost componența ai lotului național de telegrafie viteză, care în perioada 9-13 octombrie au participat la campionatele mondiale de telegrafie viteză în localitatea Yasmin Hammamet în Tunisia. Și suntem mândri că din Piatra Neamț au fost pentru prima dată 13 sportivi selecționați la lotul național. Doi sunt aici de față, din componența lotului național. Cele mai bune rezultate au fost deja cumva publicate. Ianis Cutaru Alexandru, de la clasa 7-a, din Colegiul Petrobrăș, care și-a dovorât propriul record mondial absolut. Repet, absolut, prin faptul că este cel mai bun rezultat overall, la toate categoriile. Deci cel mai bun rezultat din punct de vedere pe mapa mondial. Este primul om din lume care a trecut peste un anumit punctaj, peste 300.000 de puncte, primul om din lume care a depășit viteza de 1.000 de semne. Anul acesta a făcut 1.126 de semne și a depășit propriul record de anul trecut de 1.093 și cu speranțe că are potențial în continuare să-și depășească propriul record pentru viitor. Campionatele mondiale au fost pentru 4 probe, excepția indicativelor unde Ianis a fost locul 1 și record mondial. Proba practică, trafic radio simulat, Ianis a luat locul 2, Teo Rusu Ferraru a luat locul 4. La transmitere, Ianis a avut locul 3 și Teo locul 4. Iar la recepție, proba de recepție, Ianis a avut locul 2, iar Teo a avut locul 4. De asemenea, am fost pentru prima dată în istoria Federației Române de Radioamatorism când un sportiv la individual compus a fost cu locul 2
Niciodată n-am avut locul întâi, este prima dată când avem un sportiv cu locul 2 la individual compus. Asta înseamnă că la ora actuală scutarul Ioanis Alexandru este un sportiv complet pentru toate cele 4 probe. Mai avem un pic de lucrat la proba de transmitere și probabil ne-am pus noi așa ca pe viitor, ca ștachetă, să ajungem și pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Referitor la lotul României, România s-a clasat pe locul 3 din 22 de țări participante, 17 s-au calificat pentru finală, pentru în clasamentul final și dacă obiectivul nostru a fost să ne păstrăm locul 3 mondial după Rusia, după Belarus și Rusia, am avut la un moment dat o speranță așa că am putea bate Rusia. Dar foarte aproape de noi a fost și Ungaria de pe locul 4, ceea ce ne-a cam, în ultima zi de concurs, toți sportivii s-au mobilizat și în final ne-am depărtat destul de tare de Ungaria, dar n-am reușit să depășim Rusia. Probabil noi am în istoria participării, avem de două ori am depășit Rusia la campionatele mondiale, deci am avea potențialul cumva la nivel de echipă națională să ajungem și mai sus, dar sunt multe de făcut, sunt multe de spus, probabil nu este nici momentul acum de a exemplifica ce ar fi de făcut. Oricum, munca celor prezenți în lotul național a fost deosebită. A fost o echipă absolut, putem spune, chiar de aur, chiar dacă n-au luat aurul, dar a fost o echipă care s-au sprijinit unul pe altul, s-au mobilizat extraordinar și felicit încă o dată pe Ioanis pentru recordul, propriul record. Noi am mai încercat să-și depășească recordul în luna mai în Statele Unite, din păcate n-am reușit, condițiile au fost cumva diferite față de aici, fus orar, deplasarea, oboseala și s-au spus cuvântul și n-am reușit în Statele Unite. Iată că am reușit în Tunisia și suntem bucuroși că ne-am îndeplinit obiectivul și am ascultat imnul național emoționant care i s-a cântat lui Ioanis Scutaru. Cam atât. Următoarea ediție este o ediție foarte dificilă. Ediția din 2025 va fi în Japonia. Nu știm cum vom ajunge, cum va fi greu, dar să sperăm că până atunci mai avem timp să ne gândim, să ne pregătim. Dacă aveți întrebări, să le puneți copiilor sau să spună ei ceva. Am mai bine.